Știrea zilei. Nefericită pentru România, doamnelor și domnilor, Parlamentul European a votat rezoluția împotriva României, 473 de voturi pentru, 151 împotrivă, 40 de abțineri, o poveste cu un europarlamentar român care a votat împotriva României și de asemenea de o schimbare la punctul 4 la respectiva rezoluție. O să comentăm toate aceste lucruri. Mergem la Strasburg, europarlamentarul pro-România, Laurențiu Rebega, e cu noi. Bun găsit, domnule Rebega! Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Ne surprinde acest vot? Care sunt consecințele acestui vot, domnule Rebega? Păi, consecințele, în primul rând, pot fi foarte grave, pentru că acesta a fost o deschidere a cutiei Pandorei și, din momentul de față, absolut orice acțiune nesăbuită a actualului guvern ne poate duce până într-acolo încât se poate cere activarea articolului 7. Vreau să fac două remarci înainte de a spune ce s-a întâmplat astăzi. Este foarte important să știm că această rezoluție a fost în mare parte, să spunem așa, de dezechilibrată politic, pentru că a plecat de la o intenție văzit politică de a penaliza pe cineva care nu s-a, să spunem așa, care nu s-a supus direct ordinilor venite de la Bruxelles. Și multe acuzații sunt de fapt procese de intenție. Să spunem așa că o persoană care nu cunoaște ce se întâmplă în România în momentul de față și citește această rezoluție, poate avea impresia că suntem o țară chiar bananieră, pentru că așa reiese din această rezoluție. O țară bananieră va fi pedepsită pentru că nu știe să se guverneze. Bun. Din fericire, în momentul de față, România nu arată chiar ca o țară bananieră, dar avem un guvern care conduce ca și cum am fi într-o țară bananieră. Laurențiu Rebega, rămâneți un pic cu noi. Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, este pe cealaltă linie. Bun găsit, domnule ministru. Bună ziua. Am ascultat un început de declarație de la Strasburg, europarlamentarul Laurențiu Rebega, și îl rog să rămână cu noi. Cum se vede de aici, din România, și de la expertiza dumneavoastră, ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul European? Într-adevăr, putem să ne gândim la o responsabilitate a guvernului, fie că este vorba de o serie de măsuri care nu au fost suficient de bine discutate cu partenerii noștri, suficient de bine explicate, fie că este vorba de incapacitatea de a opri demersurile europene anunțate de foarte mult timp, mai ales pentru cei care sunt în demnități publice, în legătură cu adoptarea unei astfel de rezoluții. Deci, până la urmă, din punct de vedere meu al cetățeanului, ce mă interesează și ce ar fi util este ca România să nu fi intrat într-o astfel de situație. Dacă tot ne aflăm aici, ar fi important de știut care e voința politică a Bucureștiului în acest moment. Fie ne putem, sau ei se pot considera victime a acestui demers și a unora care vor mai urma, din păcate, fie există voință politică de a dialoga cu partenerii, de a găsi căi și a asigura predictibilitatea unui anume tip de proces privind statul de drept, și atunci lucrurile se vor îmbunătăți. Deci, din acest punct de vedere, chestiunea, din păcate, este și complicată, dar și simplă în același timp, pentru că discutăm în termeni politici. Da, da, avem cu cine să facem lucrul ăsta, domnule Diaconescu? Da, avem cu cine din România? Mi-e greu să vă spun, nu știu care le sunt capacitățile, dar în orice caz, știu că, de exemplu, mâine se va adopta o nouă rezoluție privind extinderea mecanismelor de verificare, privind funcționarea statului de drept la toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci partea politică a Uniunii Europene tratează cu foarte mare seriozitate această problemă și în niciun caz nu va aștepta sau să nu ne așteptăm la derogări sau la ideea că ceea ce au adoptat ca și decizie politică este uitat a doua zi. Mulțumesc, domnule ministru. Revenim la Strasburg, europarlamentarul Laurențiu Rebega. Domnule Rebega, domnul Diaconescu a punctat foarte clar că situația nu este una disperată, dar trebuie să fim extrem de atenți la ceea ce se întâmplă. Spuneți-mi ce au discutat colegii dumneavoastră europarlamentari despre România, că este extrem de interesant, înainte de vot, chiar și în timpul votului. Este important de știut că există îngrijorări foarte mari, pentru că suntem o țară care vom prelua președinția Uniunii Europene în doar două luni. Și această rezoluție pică
așa de nepotrivit încât lumea nu mai înțelege că România poate fi guvernată de actualul guvern sau nu mai poate fi guvernată deloc. Eu cred că în momentul de față trebuie să fim foarte clar, așa cum spunea și domnul Diaconescu. Problema este din nefericire în România, pentru că avem niște parteneri care au deschis niște uși, indiferent de situație sau cum ar fi trebuit să pună problema, nu este treaba noastră, dar ar fi trebuit să primească un răspuns pe cât de clar, pe atât de, să spunem așa, unidirecționat. Adică România este o țară pro-europeană, România dorește în continuare să participe la construcția Uniunii Europene, dar să fie respectată așa cum sunt toate celelalte țări respectate, iar din nefericire din această lovitură pierde în primul rând România. Și mai pierde cineva, pierde vechea clasă politică care în momentul de față nu a știut să deschidă, să spunem așa, un dialog spre noile realități ale lumii, iar din nefericire nu există un câștigător în momentul de față. Da, mulțumesc. Domnul Rebega, mulțumesc. O să mai comentăm pentru că este foarte important. Așteptăm și acea rezoluție cu MCV-ul. Succes acolo la Strasburg. Liliana Maria Năstase. Domnilor, suntem în pragul unui scandal până la urmă, dar este cumva un scandal așteptat, de aia suntem atât de calm. Știam că o să ne certe foarte tare. Dar mare, mare atenție. În rezoluție sunt mai multe capitole. Iar la capitolul 4 exista la un moment dat o poveste cu Parlamentul European care invită autoritățile române să instituie garanții pentru a asigura o bază transparentă și legală pentru orice cooperare instituțională. Vorbim de celebrele protocoale. Bine, explicați-mi și mie o variantă propusă și adoptată care spune așa: Parlamentul European pune la îndoială legitimitatea protocoalelor de cooperare semnate între Serviciul Român de Informații și instituții și, atenție, la final, îndeamnă autoritățile române, inclusiv președintele României, să ia poziție publică în denunțarea acestor protocoale. S-au luat poziții publice în denunțarea acestor protocoale. Nu s-a putut președintele României niciodată împotrivă. Ele, dacă stăm să ne gândim, ar trebui desecretizate unde? În CSAT, nu? A fost prea o decizie a... Legea spune foarte clar, le poate desecretiza... Bine, știți cum e? Istoria nu poate fi chiar reparată. Și securitatea a fost taxată la modul că, ok, dădeai pe proprie răspundere. Aici e vorba de un cutremur și ce se poate ajunge să ceară ce? Revizuirea tuturor dosarelor din 2009 până în prezent? Tot la nivelul Uniunii Europene, uneori fondat, alteori nefondat, am fost trași de urechi în ceea ce privește legile justiției, ceea ce se întâmplă în justiție. Un lucru e cert, când am aderat la Uniunea Europeană, știam că trebuie să ne supunem anumitor reguli, să suportăm anumită rigoare, foarte corect, din punctul meu de vedere. Nu știu de ce avem MCV-ul, numai noi și Bulgaria avem MCV-ul, de mult trebuia să scăpăm. Nu știu. N-am avut condamnări. Nu trebuia, deci să fim serioși, de mult trebuia să scăpăm de MCV, că nu e România cea mai coruptă țară, dar dacă vine acum acest organism și spune că aceste protocoale nu sunt în regulă, constată în sfârșit și ei că aceste protocoale nu sunt în regulă pentru că în baza unui protocol nu poți condamna corect un om, și atunci nu vorbești de justiție independentă, nu vorbești de echitatea procesului penal, nu vorbești de drept la apelare, nu mai vorbești de aceste lucruri fundamentale. Cerința asta de rezoluție, îmi cer scuze, este una imperativă. Cere președintele României să denunțe public acele protocoale. Poate reușim să aflăm ce înseamnă asta pentru România. Ne explică, cred, Iulian Fota, domnia sa, a fost consilier prezidențial, actualmente directorul Colegiului Național de Informații. Bun găsit, domnule Fota! Bună ziua! Noi vorbeam deja de punctul 4 din rezoluție, rezoluția împotriva României clar adoptată, dar s-a cerut imperativ la acest punct 4 denunțarea protocoalelor cu specificație, inclusiv de către președintele României. Ce vrea să însemne asta? Eu cred că dumneavoastră, concentrându-vă pe acest punct,
pierdeți din vedere esența acestei rezoluții și esența acestui moment din Parlamentul European. Eu cred că lucrurile sunt, trebuie prezentate un pic altfel. Eu cred că în acest moment o mare parte din Parlamentul European, și votul este foarte sugestiv, sunt 400 ceva de voturi, ne spune nouă tuturor, evident punând turnurile pe guvern, că România se îndepărtează de Uniunea Europeană. M-am uitat un picuț la lorile de pucat, atât cât am apucat, că evoluțiile astea sunt foarte proaspete și ne trebuie un pic de timp să analizăm toate aspectele. Dar văzând anumite intervenții, văzând anumite idei exprimate de principali lideri europeni, eu cred că avertismentul care este dat României este acesta. România se îndepărtează de Uniunea Europeană. România, dacă nu mă înșel, cuvântul sau cuvintele folosite sunt, intră pe o direcție greșită. Evident, reproșul face guvernul, ca să ne înțelegem. Ceea ce într-un fel este bine, că asta înseamnă că restul țării rămâne să se pronunțe și să vedem dacă și restul țării e de acord sau nu cu aceste afirmații. Dar simplu fapt că îi se reproșează guvernului că duce țara pe o direcție greșită, dincolo, dacă vreți, opusă Uniunii Europene, face ca acest moment să fie unul extrem de delicat și trebuie să discutăm, cum să vă spun, deschis, tranșant, dar înțelegând corect semnificația momentului, că dacă fugim așa pe un punct sau pe altul, după cum sunt interesele noastre personale sau de grup, eu cred că ratăm șansa de a înțelege, de fapt, mesajul venit spre transport. Domnul Fota, eu n-am niciun interes personal și nici de grup în momentul de față. Eu am spus doar atât că acest raport este unul năucitor pentru România și sunt de acord cu afirmația dumneavoastră cu îndepărtarea de la Uniunea Europeană. Dar mai trebuie să vorbim despre raportul care vine într-un context extrem de interesant, anume că mai avem o lună și un pic și jumătate și teoretic trebuie să conducem Consiliul Uniunii Europene, ceea ce mi se pare acum un deziderat care se îndepărtează cu viteza luminii de noi. Europa nu vrea să se mai mintă sau să se mai auto-iluzioneze în ceea ce ține de evoluțiile astea interne ale noastre și pune punctul pe ei. Exact asta spun și ei. Păi cum veți putea voi conduce o uniune pe care voi o negați? Pentru că, iarăși, dacă vă uitați la lorile de cuvânt, dacă citiți documentul în ansamblu, o să vedeți că nouă ni se reproșează că nu mai aderăm la valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Chiar asta spunea, dacă nu mă înșel, Marcus Weber, care este candidatul Partidului Popular European la președinția Comisiei Europene, că nu negociem valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Deci dacă noi negăm fundamentele Uniunii, cum putem noi conduce această Uniune timp de 6 luni? Da, e o întrebare retorică. Mai vedem ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Fota. Vreau să spuneți fundamentele Uniunii, că e foarte ușor de spus. Prin faptul că nu facem reformele necesare în justiție, concret, în special. Și prin faptul că Ordonanța 13, ordonanța 92. Atenție, că ne luăm MCV-ul la mecanismul de cooperare și verificare, ne luăm peste câteva ore. Peste câteva ore aflăm. Domnul Fota a încercat să aducă această situație împotriva Guvernului României. Păi da, dar cine a distrus? Cine spune foarte clar. În august, 10 august, cine a distrus? 10 august e unul dintre motivele pentru care s-a adoptat această violențele. Violențele din 10 august. Penal, haide să lăsăm justiția să-și facă treaba. În 10 august este un dosar. Sunt două dosare penale. De 10 august. Nu, ba, și e de 10 august. Această rezoluție are în vedere și violențele de la 10 august. Dacă vom studia cu atenție ceea ce ni se spune, este tras la răspundere și președintele României. Îi se cere să denunțe și îi se cere imperativ garanții. Bogdan Bărbuceanu. Da? Imperativ. Acum, ca și profesioniști, putem spune că nu are această calitate să denunțe decât cum public, verbal, să o facă, da? Absolut. Păi ce să facă? Ca și poziție publică, dar din punct de vedere juridic nu o poate face președintele României. Avem o problemă. Pe de altă parte se cer problemă. Garanții. Deci pe de altă parte se cer garanții. Pe ce înseamnă aceste garanții? De cine pot fi ele luate? De către Guvernul României. Și Parlament. De către Parlamentul României, care poate modifica legea în așa fel încât asemenea protocoale și înțelegeri secrete să nu mai fie posibile și să fie sancționabile. Da? Deci Parlamentul este singura autoritate legiuitoare a țării. Da, garanțiile se cer acum, la poveste cu protocoale. Acum să venim și să spunem că singurul vinovat în tot ce s-a întâmplat este Guvernul României, este o mare prostie, mă scuzați. E foarte ușor să o spunem, da. Trebuie să o și argumentăm. Stai puțin, dar când s-a mai făcut o rezoluție din asta împotriva României în ultimii 11 ani? Când s-a mai făcut? Pe de altă parte, trebuie să spunem că este o chestiune strict politică. Este o decizie politică. Așa cum spunea și domnul Diaconescu, sigur, la experiența dânsului, care nu atrage neapărat o consecință juridică imediată asupra României de natură... Rebecca. De natură... Sigur, în timp, prin alte...
astfel de acțiuni. Ce se poate întâmpla acum, în viitor? Ce se poate întâmpla da. În viitor, da, da. Până în viitor, da, vom vedea. Sunteți de acord că am ajuns da, în acest moment este, acum? Repet, o decizie strict politică. Eminamente politică, da. Doar că această decizie eminamente politică a fost luată din cauza multor reproșuri aduse direct Guvernului României. Unul dintre aceste reproșuri este violențele din 10 august. Există dosar penal, am văzut oameni... Deci, eu nu cred că are am văzut competență oameni nici Parlamentul European, nici nimeni arestați, doar să din se pronunțe rând, asupra ce s-a întâmplat în 10 august în România. Mă scuzați, adică sunt chestiuni interne care se... Nu, oricine la nivel european, la nivel mondial, se poate autosesiza și poate fi scandalizat de faptul că într-o țară membru Uniunea Europeană și membru NATO, dreptul chiar la manifestare... Coleg, la Bruxelles au existat reacții, dacă vreți, similare ale forțelor de ordine. Doar au că reacțiile difuzate... trebuie să fie proporționale, păi, nu disproporționate. Tocmai asta vă spun. Și dacă faptul face că au fost anchetă, sau nu disproporționate, da, în momentul vor în care... stabili organele de cercetare okay. penală. Acum, noi, sigur, putem să vorbim, domne, ce s-a întâmplat, mai e și zvonul că Dragnea a organizat, a făcut PSD-ul. Da, bun. E și realitatea sigur, că sunt zvonuri, din dar pe zvonul nu putem să facem rând... Nu, jandarmilor nu s-a întâmplat nimic și au făcut niște violențe, să fim bun, serioși, incalificabile. Astea sunt... Unde e unitatea de măsură? Discuții, dacă vreți, bârfe de stradă. Nu, sunt realități. Nu, realitatea este una juridică care va... Da, realitatea care... juridică, exact de asta vorbim. Realitatea juridică nu avem cum să o știm unele nici noi, nici dumneavoastră, nu, dar din ce la vedem? Acest moment, pentru ca că nu avem o soluție juridică. Ca profesioniști am văzut că au fost reținuți și arestați oameni din rândul civililor, foarte corect. Cine face o astfel de violență trebuie să răspundă și trebuie exclus. Ne-a spus doar și în alta curte, deși nu mai era necesar, pentru că avem un cadru legislativ foarte bine, teoretic, nu știu, neaplicat, da. Dar foarte bine reglementat, care stabilește că orice manifestație neautorizată este interzisă, este nelegală. Păi, asta, domnul coleg, nu putem să vorbim decât în spiritul legii, dacă vrem un stat de drept. Cort, dacă vreți să vorbim cum neanunțată. Nu există anunțată sau neanunțată, există autorizată sau neautorizată. Nu, există solicitare și înștiințare, cum sunt toate din piața Victoriei. Nu puteți face o solicitare. Păi nu, dar ele sunt ilegale. Aici trebuie foarte bine punctat. Deci nu înseamnă că dacă anunț, pot să fac o ilegalitate. Și dacă noi doi mergem și manifestăm în piața universității acum neautorizat, asta dă dreptul jandarmului, noi fără violență, dă dreptul jandarmului să vină să ne omoare cu bătaie. Haideți să intrăm în discuții sterile și avem un vot năucitor. Realitatea juridică va ieși din dosare. Un vot năucitor pentru România, 473 pentru 151 împotrivă, 40 de abțineri. Președintele PMP, Eugen Tomac, cu noi. Bun găsit, domnule Tomac. Bună ziua, bună ziua, domnule Botin. Rezoluția împotriva României adoptată și cu niște critici destul de acide la adresa Guvernului României. Haideți să comentăm, nițel că e foarte important pentru viitorul țării acesteia. Vă rog. Este un semnal extrem de dur pe care îl transmite Bruxelles-ul și țin să amintesc că momentul este extrem de important din punct de vedere al agende care urmează să se desfășoare și aici mă refer la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Faptul că Parlamentul European transmite un mesaj extrem de tranșant în ceea ce privește abordarea politică de la București și ne atenționează că suntem pe contrasens, este un mesaj extrem de dur cu trimitere directă la aspecte care s-au desfășurat sau s-au întâmplat în ultimii 2 ani de zile. Faptul că se pune la îndoială loialitatea politicienilor români față de valorile care sunt portendatul Uniunii Europene arată cât de gravă este situația. Eu voi înțelege că îi voi înțelege pe politicienii care încearcă să mascheze o realitate, dar nu putem la nesfârșit să avem un limbaj dublu, una să spunem la Bruxelles, cu totul alta să facem acasă. Deci, din acest punct de vedere, mesajul trebuie tratat cu seriozitate și responsabilitate, pentru că el va produce efecte și cel mai grav este că, până la urmă, pierdem toți românii, indiferent de pasiunile politice, indiferent de preocupările pe care le avem zi de zi. Bun, mulțumesc, domnule Tomac, o zi frumoasă. Europarlamentarul PSD Claudia Țapardel este cu noi. Bun găsit, Claudia Țapardel. Alo, Claudia Țapardel, bună ziua.
Bună ziua, bine v-am găsit. Din nou la Strasburg, doamnelor și domnilor. Claudia Țapardel, cum vedeți dumneavoastră, socialdemocrații, rezoluția aceasta votată de Parlamentul European? Din păcate, această rezoluție este o mare nedreptate și o discriminare pentru România. Însă cauzele ei sunt de două, aș putea spune că are o dublă natură. Prima cauză este una internă, faptul că nu înțelegem că nu trebuie să exportăm lupta internă și problemele de politică internă la Bruxelles, că acest lucru ne afectează imaginea țării. Unde ați văzut dumneavoastră ca Germania, Franța, Italia să-și exporte problemele de politică internă la nivelul instituțiilor europene? Aceasta este consecința și acesta este prețul pe care îl plătim. Un vot împotriva României, pe care l-am obținut astăzi din plenul Parlamentului European, și un vot pe care l-au dat și colegii noștri din PNL, colegii noștri precum Monica Macovei, Cristi Pureșan, Cristian Preda, care au votat împotriva propriei țări. Cum poți să fii bun român când votezi împotriva propriei țări? Rămâne Claudia Țapardel să primim răspunsuri la aceste întrebări. Mulțumesc, că o să merg la ministrul de justiție, Tudorel Toader, de declarație. N-avem decizia, n-avem ce citi. Dacă n-avem ce citi, cel mult putem să ne dăm cu părerea, ceea ce eu personal nu am făcut și nu o voi face. Domnule ministru, generarea acestui conflict de natură constituțională este un motiv pentru revocarea Cristinei Tarcea? Este întrebarea pe care mi-ați pus-o la intrarea în CSM. Vă reamintesc răspunsul pe care vi l-am dat, răspuns care după o oră și jumătate este valabil. Cum comentați votul din Parlamentul European privind rezoluția? Na. Nu erați aici. Eu repet și am răbdare. După ce citesc rezoluția, îmi exprim un punct de vedere. Nu îmi cere, și aș vrea să fiți de acord, nu îmi cere să-mi dau cu părerea fără să citesc.